Salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul VV Blog. În acest videoclip vă voi prezenta cum se mufează, sertizează un cablu UTP. Pentru acest lucru avem nevoie de un clește de sertizare, aproximativ ca cel din imagine. Acesta are mai bine de 3-4 ani, dar este încă funcțional. Mai avem nevoie, bineînțeles, de două mufe RJ45. Iar opțional, un tester. Luăm cablul UTP și cu ajutorul cleștelui dezizolăm cămașa de deasupra aproximativ 3-4 cm. Despărțim toate cele patru perechi de cabluri și le îndreptăm. Ordinea culorilor va fi afișată într-o parte. După ce le-am îndreptat, verificăm de mai multe ori dacă ordinea este corectă și nu s-au amestecat. Apoi tăiem cablurile cu cleșele sertizator, lăsând aproximativ 2 cm. Pentru a fi introduse cablurile în mufa RJ45. Apoi introducem cablul cu grijă în mufa RJ45, având grijă ca mufa să fie cu pinii în sus. Bineînțeles, introduce cablul împreună cu mufa în cleștele sertizator, fiind atent să nu, să nu iasă cablul. Înainte să strângem cleștele, ținem bine apăsat cablul spre mufă. Eu vă recomand să strângeți cleștele de mai multe ori pentru a fi sigur că pinii au fost apăsați corespunzător. Și așa arată cablul sertizat, mufat. Acum trece și la cealaltă parte a cablului, unde și aici se va proceda la fel.
Am să derulez această parte, afișând în partea stânga o schemă a ordinii culorilor. La fel, verificăm de mai multe ori dacă ordinea corespunde. Și cu ajutorul cleștelui tăiem cablurile, lăsând aproximativ 2 cm. La fel ca în cazul anterior, introducem cablul în mufa RJ45 cu pinii în sus. Introducem în cleștele sertizator. Ținând apăsat cablul, în timp ce strângem cleștele. Acum să testăm cablul. Dacă totul funcționează corespunzător, dacă cablul a fost mufat bine, o să se aprindă fiecare din parte de pe tester. Și după cum se vede, totul este în regulă. Cablul a fost sertizat corespunzător. Aici se oprește acest videoclip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați de like, subscribe și să apăsați pe clopoțel. Toate cele bune!